faptul că continuăm sub aceeași autoritate a DNA-ului, care nu bagă în seamă zona asta a statului. Zona statului nu are nicio problemă. Și noi ne întrebăm, sigur, ne gândim totuși dacă aceste verificări care au fost extrem de superficiale nu s-au produs în baza unor șpăgi, probabil. Adică bănuiesc că totuși ar trebui să existe o responsabilitate și o răspundere și din partea statului. Domnul Bogdan Matei, dumneavoastră, cum vedeți această situație? Că practic au trecut deja, uite, 2-3 săptămâni. Nu există din partea statului niciun responsabil sau niciunul chemat să fie întrebat de vorbă. Sau poate mi-a scăpat mie și nu l-am văzut. Da, în primul rând, cred că sunt două instituții care ar trebui să se sesizeze. Pe de o parte, DNA-ul, așa cum a spus și dumneavoastră, și se efectuează controlul necesar, și pe de altă parte este Tribunalul Militar, care, din păcate, până în acest moment nu au avut nicio reacție. Cred eu că ar fi trebuit, din această perspectivă, să avem o reacție, pentru că aici avem de-a face cu o instituție militarizată numită ISU. Iar de aceea toate aspectele legate de intervenție, modalități de acționare, modalități de conducere sau intervenție la nivelul acestei instituții se ocupă parte cu militar. Până în acest moment nu am avut nicio reacție dacă acolo s-a acționat corespunzător, dacă într-adevăr controlele efectuate au fost cu bună credință, iar măsurile au fost duse la îndeplinire, pentru că tot la dumneavoastră s-au prezentat pe larg, a fost de unul TV, faptul că au fost 6 controle unde s-au terminat cu 6 asistente, dar vă rog. Spectaculozitatea derivă din faptul că astăzi, știrea de astăzi, dincolo de domnul Oprea, care face acest balans așa că cumva să distragă atenția de la probleme, dosarul privire deschiderea urmăririi penale în cazul foștilor șefi ai ISU Prahova a fost amânat de instanță. Dom'le, tribunalul din Prahova ia aceste decizii, stau și mă gândesc dacă nu pare așa totuși o cârdășie acolo la fața locului, că pare că totul se mișcă tocmai ca să disculpe, să se mute atenția de la cei de la ISU și de la angajații statului. Din punctul meu de vedere, este clar că este o cârdeșe. Pentru că nu ai cum să nu vezi un astfel de edificiu în localitatea ta și să nu intervii, să vezi care este totuși situația reală și doar să apar la televizor în calitatea ta de edil și să spui că nu ai putut să intri acolo, că era foarte închisă sau, mă rog, ferecată, cum vrem noi. Doi, cred că ați prezentat foarte clar cum m-a numit domn ai statului de la ISU, mergeau prin spate pe acolo și serveau sticle de vin, mese și așa mai departe. Da. Am mai spus-o tot la dumneavoastră în emisiune că avem parte de găinării din partea unui găinar. Îmi cer scuze pentru expresie, dar asta mi-a venit atunci și vreau să o repet în emisiunea dumneavoastră, pentru că n-ai cum să pui în pericol mii de turiști și tu, totuși, să te duci în zona în care să te mulțumesc cu o sticlă de vin și un avertisment, plecând liniștit acasă. Da, vă că ai cum. Adică nu am să spuneți că n-ai cum, dar noi discutăm acum tocmai pentru că s-a avut cum. Și vedem că, în continuare, cei care au avut cum sunt păsuiți de către stat sub diferite forme. Aici e îngrijorarea mea. Dacă îmi permiteți, eu nu cred că vor fi păsuiți, este doar un moment de analiză sau, mă rog, de control din partea DNA-ului pentru a se lămuri foarte clar despre ce este vorba acolo. Și asta spun pentru că există și un volum foarte mare de documente, din perspectiva declarațiilor avocatului domnul Dinicu, care a spus că domnia sa a folosit toate materialele necesare astfel încât să preîntâmpine un astfel de incident. Se pare că nu, acestea există probabil doar în documente, dar nu și faptic real în construcțiile respective. Mai mult de atât, se spune în pledoaria domnului avocat că domnul Dinicu a făcut toate eforturile pentru a preveni un incendiu prin achiziționarea tuturor mecanismelor necesare. Nu stă în picioare nici acest lucru, unde altfel a mai apărut pe surse că de la o prima dată de la un televizor care scotea fum, apoi de la o țigară care, mă rog, uitată pe undeva de către... Domnul Matei, eu am înțeles că patronul